CFR Cluj a început în forță noul sezon. Feroviarii au trecut sâmbătă cu scorul de 2-0 de FCM Târgu Mureș și au două victorii consecutive în Liga 1 fără gol primit. Două victorii, patru goluri marcate și niciun gol primit sunt cifrele CFR-ului pregătit de George Costa în primele două etape din acest sezon. Ardelenii au trecut sâmbătă fără emoții de echipa antrenată de Ioan Ovidiu Sabău. Primele ocazii le-au aparținut mureșenilor în minutul 20, când Ienci și Calise nu au reușit să-l învingă pe Nuno Claro. În minutul 36, Renan a driblat trei adversari și a pasat decisiv pentru Bastos, iar brazilianul a șutat imparabil pentru portarul Balauru. La reluare, Sugo putea face 2-0 după ce a scăpat singur pe poartă, însă a ratat execuția. Contra, Calise a luat la țintă bara, însă tot clujenii au marcat prin Sogu, care a profitat de greșeală în defensiva gazdelor și a înscris pentru 2-0. În minutul 85, Halison a fost eliminat după ce a văzut al doilea cartonaș galben, iar partida s-a încheiat cu victoria CFR-ului. Da, sunt mulțumit de cum a jucat echipa, de atitudine din nou. Atitudinea a fost parcă și mai bună ca în prima partidă. Am făcut transferuri bune, George Costa motivează bine echipa, așează bine în teren, a jucat bine și a meritat victoria. Sigur că jocul nu a fost perfect, mai există loc de mai bine, îl așteptăm să intre în teren și pe Weldon. Am emoții pentru Roni, să vedem să nu fie o ruptură musculară sau întindere musculară probabil, dar avem jucători în lot care pot să compenseze lipsa oricărea dintre ei. Eu trei puncte foarte importante și sper să vedem de acum 2 ani când am ultimul campionat și câștigam cu 1-0, acum câștigăm cu 2-0, e un pas înainte și e mai bine.